Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Skype pe oameni buni. Aș aprecia dacă ați apăsat pe butonul de like. Ei bine, de data aceasta voi filma alături de Speedboy. Noi facem ceva timp cu el, așa că dacă vă place de Speedboy, apăsați pe un buton de like, nu? Da, la mine cred că dislike-uri. Nu ți-am minte de Mikey H și ăla și Quick. În fine, da, avem în acest episod un subiect destul de important de discuție despre Black Friday și da, mi-am luat și eu destul de multe chestii de Black Friday, vom vorbi în acest episod. Yeah. Bine, eu vreau să vorbim despre Black Friday pentru că vreau să iau de cășa la telefon nou. Deci. Da, nu neapărat. Fata e că eu mi-am luat un telefon nou. Te mai vezi puțin, băi, în fine. Și eu vreau de mult n-am un telefon, așa că mă uitam pe site-uri să văd, bă, dacă... cât costă, pa, n-am mai chestii de-astea, și voi. Și stăteam cu ochii pe site-uri, easy peasy, și eram undeva pe la 7 milioane. Ok, zic, bă, dacă mai 7 milioane de Black Friday fiind reduceri, hai că-l gătesc pe la 5, nu știu, zic și eu. Mm-hmm. Da. Și aparent, de Black Friday, credeți-mă, că era mai scump decât înainte. Și nu vă spun, nu vă mint, adică pe cel.ro era telefonul 7 milioane și de Black Friday era 7300. Și mai scria reducere 19%. Frate, unde e reducerea? A două-s, poate. Era o poză, mă. Gen, nu știu, să vindeam niște pantofi și costau $100. După când a venit Black Friday, eu adăugat doar un cupon de discount și că de la 200 de ron au ajuns la 100, dar prețul era același, înțelegi? Gen, românul unde vede că e reducere, instant pune gura, știi? Ca să nu zic că pune botul. Ca să nu zic că pune botul, că se subînțelege altceva. Dar și pune gura tot ce dat în fine. Depinde, pentru tine. Am nevoie de perle. Unde găsesc? Bă, nu știu pe bine. Jos. E keep inventory? Sau? Nu. M-am spart. N-am decât un set de armură. Am eu kituri, așa că e easy. Cască. Așa, am destul de multă armură. Am nevoie de perle. Aici găsesc. Bam. Așa, acum spilet unde ești? Hai, vezi. Deci nu e cap inventory. Nu, spune ceva despre acest minunat Black Friday. Black Friday. Ce pot să spun despre Black Friday? Mega extra reducerea anului din de unde a început? Știu că a fost început în altă țară și a fost, dar nu știu care magazin, cred că despre nu știu, un magazin pe la ei, tot așa cum la noi e Mago, nu știu cum se pronunță. În fine, nu contează. Nu ne pasă. În fine, de acolo a apărut chestia asta cu Black Friday acum cred că 2 ani, nu? 3? Doi? Da, doi. Acum doi, mai târziu, bă, ce ai 2014-2015, știu eu. În fine, așa. Atunci am aflat eu de ea. Bine, dacă mă înșel, puteți să mă corectați când vreți voi. Și, gen, a început, tot a fost bine, știi? N-a avut niciunul, nimeni n-a avut, gen, chestiile astea, că vrea, mamă, ce n-ai bine, eu să nu ies pe profit, cum tu știi, că fiecare magazin. Deci, hai zic că pe Oblite-ul tău vine cu o milioane... La fiecare magazin, știi? Prețul da. Normal. A, păi, bossule, ce facem, mă? Păi 8 milioane jumate, pe mai scoate și noi un bani, știi? Normal, chestia asta e normală, dar... E cam jigmanie față de celelalte țări. Bineînțeles, adică, no. Și plus că noi suntem și mai înapoiați, în sens că... Na, la alții pe Oblite-ul a fost căutat nu știu câte luni în urmă și la noi a venit de-abia acum și ceva gen, înțelegi? Nu acum, am trecut. Okay. Și na, da, Legendul și-a luat pe Oblite. S-a luat Black, eu am zis așa Gold, dar e noob. Nu, mi-a plăcut mai mult Black. Fade că, nu, no, mi-au o husă faină și am dat comandă și de husă. Fuck you. Da, eu nu am făcut pariu că... Ce ai dat comandă? Deci husă, telefon și... Tricou și adrabez. Așa. Și nu am făcut pariu care ajunge prima. Am zis că husă ajunge prima, că na.
Telefonul de Black Friday, știu că banul trecut a fost mare hărmălaie, că nu veneau toate la timp, până în jurul săptămâni. Dar se pare că data asta Legendul a avut noroc să fim printre primii, sau din cauza că anul ăsta Black Friday a fost foarte fail, nu prea s-a mai cumpărat așa mult. Că, na, vorba la Legendul, au crescut prețurile în loc să scadă. Da, pe bune, am zis cu ochii mei chestia asta. Dacă îmi spunea mie cineva, nu-l credeam, adică eu nu-l trebuie în pula mea cum imposibil. Foarte adevărat. Așa, și prin adaus, ce vreau eu să zic despre astea, despre... Iar mai aveam o idee în cap, dar am trecut așa fulger pe lângă cu Black Friday-ul ăsta. Ah, da, ideea cu... Ce hacker ăsta să-mi bat piciorul? Hai zi, ideea cu... Stai că mă pardiră ăștia până în șur. Așa, ideea cu Black Friday-ul e că... o lună, deci începând cu o lună până în Black Friday, sau cel puțin două săptămâni cum a fost de-am văzut acum, toate produsele se scumpesc instantaneu. Adică găsești o bluză cu 10 lei. Nu coaie, trebuie să fie 20 de lei, că dacă nu e, nu e, știi? După, de Black Friday, o ieftinește 5%, 15 lei, înțelegi? 50. Cam asta e șmecheria la noi aici în România cu Black Friday-ul, ca să vă intre și vouă în cap. Că mulți au o reducere, vezi, doamne, știi? Nu neapărat, adică m-am uitat pe pagina de Facebook, la Altex, la EMAG și la Flanco. Bine, hai, eu zic așa în general. Adică, faza cu EMAG-ul mi s-a părut shit lirău anul ăsta. Și am trecut, adică... Deci fie antenă. Telefonul meu, am și un Huawei Y52, pentru curioși, varianta Gold. Și, bine, la mine faza a fost că telefonul aici pe EMAG costă, acum de Black Friday, am înțeles că a văzut un coleg, că costă 4 milioane jumate. Și până în Black Friday, cu o lună, când m-am interesat eu, că acum o lună mi l-am luat, a fost vreo 6 milioane, cam așa. Știu că mama l-a luat, bine, nu l-a luat de aici, l-a luat din Germania, nu, da, din Germania, parcă l-a luat, nu știu. Și mi-a luat cadou, adică așa a dat 100 și ceva de euro pe el, adică tot așa, 6 milioane și. Pana mea. Și da, chiar unele sunt, unele astea, produse sunt... Da, puțin, nu. Nu, unele zic. Sunt foarte ieftine, dar chestia e și de calitate, adică, na, produs românesc, produs din altă țară. Gen, nu toate sunt exportate, dacă, hai să zic, dovadă la un telefon. Două telefoane diferite, două pe oblighturi, tot așa, na, eu am experimentat multe pe oblighturi la viața mea, văd. Două pe oblighturi, ok? De genul, tu dacă o să-mi deschizi pe oblighturi și o să te uiți la șuruburi, o să vezi că ai cruce. Nu că să faci cruce tu, că sunt în cruce. Și dacă iei un Peoblight din export, hai să zicem că, uite, prietenul meu ăla l-avea din Portugalia, nu mai știu, pana mea, l-a luat taică și pana mea, tot așa. Și avea șuruburi stil, cum să vă zic eu, sunt în linie dreaptă, you know, adică, na, nu sunt... ideea e că nu toate produsele sunt de aceeași calitate, adică calitatea românească față de calitatea... export e total diferită. Și cred că iar nu mi-am găsit bine cuvintele, dar na. Întotdeauna. Calitate în export. Ba nu. Așa, și cam asta e și ideea, adică nu tot ce se găsește pe acolo sunt făcule. Sau așa. E, nu, aia nu prea merge. Da, taci. Mai bună. Taci tu, mă. Da. Bă, și faza e că nu mă trec eu cu Shatra Benz. Deci nu știu, o să mă înșure mulți, dar nu știu, îmi place Shatra. Ce-i cu aia? Aia. Cum lui Gigel Frone îi place să asculte manele, așa îți place ție Shatra Benz, dacă și mi-am Shatra Benz. Am și eu planul să-mi iau un hanorac, unul ăsta, o jachetă ca lumea. Bine, scrie SB2, Shatra Benz 2, dar na, de gen să nu scrie... Gen, e emblema cu SB2, știi, să nu scrie Shatra Benz, că e mai rău. De ce? Adică, sincer, să fiu, mie îmi place să fiu în persoana mea, de obicei. Dacă se găsește Gigel să
pomenească că, aoleu, tu ești ăla, de ăla, rapper, de ăla, zic cum să-i zic, mă, de ăsta satanism, mă, Satana Benz, nu, nu? Mamă, mi se face o scârbă de persoana aia, de mine să mă duc la... Îmi place că așa în pauză mai ascult ce muzică, știi? Nu știu, acolo, Shadrach, la Sony, cu rap, știi, în general. Și vine unul, ia mă ce ascult, știi? Ia o cască și pun în reche. Bă, ce căcaturi ascult, și le manelist, știi? Este ceva gen, ok. Ia asta, mă. Deci, report. Adică, coaie. Așa. O să mă salvez de o perlă. Căram. What the fuck, fly. Deci ăla e antenă, JD peste un cod, de are bani pe parte de toate, știi? Uh-huh. E vreun admin sau ceva care să poată să facă ceva pe aici. În caz de... Doi poieri pe aici. Dar ta și tu puțin. În caz de trângem multe like-uri la acest episod, voi face oarecum un unboxing la telefon, fusă și tricou. În caz de vreți voi chestia asta. Dacă nu mi-o veni, că acum mi-e bine cu telefonul. Adică am dat comandă ieri pe la 8 și mi-a venit azi pe la, cât era mă, 5? Ceva gen. Am așa. Deci ai, nu, 24 de ore. Easy. Ce vreau să fac, bă, hai să mă arunc jos, să mă bat. Hai și tu, unde ești? În stânga, în dreapta ta. Nu. Ce n-ai faci, zbori? Logule... Ia, stai puțin, acum de mesaj geată. Hai să ne batem. Tu n-ai ghepele? Nu. Da, îți dau full diamond la kit. Cui mie? Zic așa, văd că îți dă full diamond. Da, îmi dă... Hai să batem pe ăsta. N-a băgat ghepel. Ah! Logică vin la mine. Se vede așa mai nob. Bine, pare că multe lume mi-a spus să fac clipurile mai lungi de Skype de pe... Ok. Să-l mai HP, să-l mai HP. Mai perle. Mai bine. Te-ai salvat. O să moare. Hai că am picat. Nu, merit. Ok, mă salvez eu. Într-un fel. Bă, du-te cu aia. Mi-a luat unul item-ul, bă, așa. De despawn. Fly. Activ, dezactivat. Spawn. Te cam sunt și iteme, nu ca bă. Credeam că ești băi. Pe fac unde ăsta pe aceea, în parcur. Dar ia și full diamond. Am full diamond, la key start, nu. Da și ghepele n-ai la key start. Am și ghepele, dar nu le iau. Așa. Nu știu, eu sunt mai păstrător așa. Păstrăvător. Ce pana mi-a dispărut? Bă, ai luat tepurile în căcat. Ești mai păstrăv. Eu spește, mă. Te rog, perlă. What the fuck, mi-a dus aibă și m-a aruncat. Ok, nu m-a aruncat. PC. Bă, boss. Întrebare. Ești o cioară sau un pește? Cioară. De aia neagră sau albă? N-am decât două pistoale astea. Bă, multicolorată. Curcubeu. Cioara curcubeu. Îmi imaginez acum. Uite, pici mă. Tu te întâi. Oh, cum aș vrea perla aia să-mi bat piciorul. Îți jur că nu știam că ești tu. Te bă, ne-ai urmea o inimă. Băcă-i ghepăl. Băi, te omoră la. Aaaa! Băi, ești prost, mă. Vreau să mă sinucid.
N-aveam ghepere, că mi le-a luat și tu înapoi. Da? Nu le-am luat eu înapoi. Și picapul jos. Bă, nu. Aveam 40 și acum mai am 23. Am și eu 12 ghepuri. Păi aici am un set, dar... Na. Vreau să le păstrez. Păi după clipul ta de jumătate de oră, bă, speedle. De ce, mă? Că așa vreau eu. Eu ascult muzică. Și ascult. Bine, am muzică pe fundal. Ghepul, please. Oh, nu înțeleg. Trebuie să mai vorbesc eu de ceva, dar am uitat. Despre mașina ta preferată, legendule, că tot veni vorba, văzut o mașină pe aceea. Și un 2.30? Da. Bine, e mașină... Se dă premiul un Hyundai i20 la, nu știu, concursul cu Coca-Cola sau ceva gen. Doamne, Coca-Cola de acum acolo. Dar i20, e? i20? E nașpa, e 20. Nu-mi place i20. E, nu-ți place. E 30 și 40, e ok. E 40 super deja. În fine, bă, faza e că e o mașină mică, consum mic. Nu prea mic. E într-adevăr cam scumpă, undeva pe la 8.000 de euro. Bă, legendule. Eu tot la golful meu rămân. Nu știu. Ce părere aveți voi despre Golf 4? Gândește-te că... Acum vorbesc despre un domeniu de jocuri video, un domeniu despre mașini. În fine, ce vreau să zic, mă? Uite, era o chestie ca urmă. Lasă așa. Da, da, bă, legendele. Tu te lauzi că ești la electric, mă. La electro, a? Ia zi și mie, mă. Care e diferența între... monofază? What the fuck? Ce? În fine, continuă. Care e diferența între monofază pe... Stai că nu mai știu cum se zicea. Triplă fază sau cum se zicea aia, că nu mai știu. Fuck! Stai. Nu, lasă-mă că am uitat. Trifază. În fiecare diferență între o fază dublă și o fază triplă. Că nu mai știu cum zicea fază. Faza dublă luminează mai mult. Și triplă. Ce? Faza dublă luminează mai puțin și faza triplă mai mult. Nu la mașină. Între motoare, mă, monofazice, monofazate și triple Parcă am făcut, dar pula mea, uitat. Ai făcut. Trifazate, mă, așa. Care e diferența între ele două? Nu știu. Tu ce fel de curent ai la casă? Monofază sau trifazat? Bă, lasă-mă. Îți zic de acum că e monofazat. Așa e normal. Bă, e deștept. Da, acum știi de ce se putea și trifazatul? Acum hai să fiu, la, nu știu. La atelierele astea și de-astea, știi de ce? De ce? Zi tu. Păi, uite-mi de la ce pe tine. Păi, în casă la ce folosești? Brand. La calculator. Da, și în beci. Păi, nu beci, nu... Acolo... La calculator, what the fuck? Da, mă, tu stai în ăsta, în ateliere, mă. Da. De ce e trifazat? Hai, mă, că trebuie să știi ce naibii. La lumină, pun lumă. Păi da, la lumină, la motoar, la de toate. Dar de ce folosești trifaza și nu monofazat? Că e mai puternic curentul. Că ce? Nu știu cum ai lăsat, e mai puternic curentul. Curge mai mult? Da. Nu, mă, și care e faza? Gen, motoarele trifazate, ca un exemplu, mănâncă mult mai puțină energie față de monofazate. Pentru că nu știu ce ne-a explicat nou că fac un fel de electro, nu știu cum, electromagnet și pana mea chestii și care are. Da, înțelegi tu ideea. În fine, asta vreau să te întreb așa, că știu că ne-a zis o doamnă. Hai să nu știu intelecția asta și hai să hai să pare inteligent. Mă lau și eu că sunt inteligent, știi? Bine, glumesc, dar vreau să știu așa. Eu nu știu, trecut așa prin cap. Eu mă uit pe Facebook acum, știu. Bine, bravo, cred că-mi pasă? Da.
În fine, oameni buni, dacă știți și voi ceva aplicații pe telefon interesante, știți și mie, că nu știu, am nevoie de aplicații. Dar nu jocuri, nu știu, ceva aplicații pentru muzică. Bine, am SoundCloud și sunt și mai chiar SoundCloud-ul. Da, dar nu pentru tot. Mai ăla, mă, mai era unul, nu SoundCloud. Nu, lasă-mă, că la asta seară nu mă le-am cu cuvintele. Stai de ca un circat, domn. Ce, bă? Nimic, mă, nimic. Ce? Kit. Hai să iau kit-ul. Zip. Bam. Așa. Ce n-ai? L-ai bătut? A, te-a bătut. Eu simt pur și simplu prin pe map. Și mecherie pe felie. Mulțumesc. Nu dau eu, măi, handicapat. No. Bam. Am 4000 de FPS-uri, bă. Da, da. Am făcut update la placa video. Am 500 încărcat. Eu am 70. It's good. Cum ai să ai 70? It's good. Cum să ai 70? It's good, le-am limitate. Oh, păi? Așa vreau eu. Ce, ai văzut că nu merge să deschizi mai multe taburi de filme de alea? Așa? Bă, în moarte ne simțit, eu vreau să nu-ți fac content pornografic pe videoclipuri și tu... Yeah. Oameni buni, vă spun ceva, oameni buni? Am purtat gorile. Am poftă de o gorilă. Speedboy și-a băgat hack pe GTA 5. Da, și legendă. Ba, nu. Nu. Mi-a bătut de orip. Am piept de gorilă, am ridic 100 de chile, am piept de gorilă. Hai, nu știu. Șetraru. Îți por casa la mână, legendule. Ascultă și Shatra Benz, oameni buni. E Shatra Benz. Ba, e Ked și Super e, Ed. Păi da, dar nu doar ei fac Shatra. Tot Shatra e. Bag și între doi de ăștia și mă omoară. Vino ca să ne batem, vino ca să ne batem. Băi, îmi dă două săbii și mă lășină. L-am dat pe la jos. Îmi dă două săbii și mă bag în spital, dracu. Legendul Chelu. Ce e târfa mea, târfa mea? Nu, da. Ce e? Nu e, backpack. What the fuck, mai am armura, bă. Și noi am și kit-urile accesibile. Dă-mi o cască am nevoie. O cască, panina. Bă, s-a dus itemele, s-au șert itemele, că le-ai luat-o. Aveam 16 blocuri de emeralde. Fly, le-am luat pe alea. 16 blocuri? Blocuri am zis că aveam. Nu. Uite, ăsta deschide Moș Cărnăciun. Bă! Ce-au dat? Au dispărut! Ah, ok, lol. Dispărut. I'm Chowder. Bă, dispăruți ăștia... Fetenii. Hiu, se respawnează de la chunk loading. Băi, gente, cum ar trebui okay. Să deschide are serverul speed, a? Dar doar de Skype pe VP. Cine se mai ocupă de el, bossule? Da, în adevărat. Ia un sclav de ăsta care joacă Minecraft ca nebun. Se întreține el. Eu doar plătesc host. Și stoner. Da. Bine, mi-aș face un server de CSGO, adică, na. L-aș băga în CSGO România. Nu, ce te zic. Lăsat. Băi, pe ce pula mea m-a păsat cu aia? Ce ratat ești. De ce, mă, ratat? Tangiule. Așa. M-am reîntors.
Civile, unde ești, bă? La spun. Mă, ne faci că a pus ușii de... De nu se deschid? Da. De iron. Ce ai la încerc? Nu pot să văd. Ai și da, legend faci? Faci un V1. Faci o... Nu sunat rând. Hai jos. LOL. Nu dau TP la dragon. TP dragon pot? Nu pot. Zic că hai la perle, dar nu știu unde sunt. Hai jos. Hai că vin jos, nu? Bă, spirit, mai știu ceva, bă. Mai avem un spirit discuție, dar l-am uitat. Că ți-ai băgat hack pe GTA 5? Cu odată. Ce morți, mă, ce telefon capăt am. Da, bă, nu mai teme. Mă invit unul la PvP și nu mai teme. Zic ca și eu. Ce și tu? Și tu ești dacă prost? Iisus e viu, știu că n-ați mor niciodată. Nu? Zic că, bă, frate, vrei bătoie? frate, adică... Da. Ești dus. Ce a zis-o? Backpack. N-am bani de casca. Ah, pot fac altceva. Ia fi tu start. Nu e asta. Asta e? Bă. De care e kitul de start, bă, nene? Asta o fi, asta e. Așa, îmi iau casca. Și mă arunc jos. Asta e. Am kit slab. România n-a fost niciodată țară mai mult un neam. You know? Unde cat sunt perlele? Bă, m-a dus unul. Ce gumă, bă? Ăsta-i. Ce? Ăsta-i dragon. Dragonul AK-47. Ce cat e asta? Mă gândeai că a blocat ușile. Legendul e o să faci serie de LOL. Nu știu. Și te-am comentariile, paci. La mine? Ce băiat bun. Bă, alea vechi de nu știu câte luni. Dar nu e așa de vizionat. Da, bă, aveți și voi ofertă. Având în vedere că genul și-a cumpărat telefonul nou, îl dă pe ăla vechi. Nu, nu-l dau. Îl dau cu bani. Da, bă, gratis. Da, nu prea îl vând nici pe ăsta. Că o să-l țin pentru... activa... Nu știu, Steam Guard-ul pe... el. Mai intimă. Dol, cicat, am ceva lag. Memoria e 70%. Păi, îmi se cadează. Direcu. Vedeți, ai văzut alea mâneci tatuaje? A? Mâneci tatuaje, ai văzut? A, nu. Gen, se pune așa și e foarte strâmb, dar și vine pe mână uniform, e un material de ăla și e stil tatuaj. Și când îmi pui pe mână are culoarea pielii și nu se observă. Mi-aș lua și unde la să-mi fac piciorul. Ți-am făcut asta, nu ești, că eu cred... 50 de lei, văd. Așa, cum? Da. What are you doing?
OLX, ce... OLX, locul unde toți boschitarii cercet vor. Adică și tu ai... Deci... Cu cât ai pus prima dată telefon, legendule? Cu 1.5. Și el alții cu cât l-au pus? Cu 2.5. Și câte, cât stau sunat și s-au interesat? Mulți. Mulți. Nu, când am pus 1.5, aveam clienți. Și după m-am gândit, bă, ce, să vinde prea repede, ia hai să pun mai mult. Faza e că eu atunci l-am pus undeva pe, cred că era 8 noiembrie. Și dacă îl vindeam atunci, eu până pe 18, când e Black Friday-ul, nu mai aveam, ce spun, nu mai aveam telefon, trebuie să stau fără. Și așa am zis, bă, asta spun mai scump, și în caz de nu se vinde, asta e, în caz de se vinde PSP Plus, și în caz de nu se vinde, îl pun mai ieftin unul la altul, ceva gen, știi? Mhm. Și abia trebuie să-l pun mai ieftin, dacă e, dar nu l-aș mai vinde, habar n-am să văd. Ok, oameni buni, ați vrut episod lung de SkyPVP, lung ați primit. Dacă v-a plăcut episod, apăsați pe like. Eu am fost Legend, el a fost Speedboy undeva pe acolo. Și ne vedem data viitoare, baftă!